trebuie să facem o schimbare. Salutare tuturor, eu sunt Gami, iar astăzi vreau să vorbim puțin. Săptămâna aceasta eu am fost răcit și am putut să stau acasă și am putut filma, ok? Și am filmat practic ce mi-a cerut voi, Outlast 2, Five Nights at Freddy's, Mafia 3, ok? Și când le-a postat, au avut un suport foarte mic, adică s-au strâns foarte puține vizualizări la numărul nostru de abonați. Iar eu pur și simplu chiar voiam să postez, așa că v-am zis pe Facebook că o să postez o dată pe zi la ora 8 seara. Ceea ce am făcut vreo două zile până ce am văzut că frate, se strâng 300-400 de like-uri maxim pe un video. Nu e ok. Așa că o să schimbăm ceva. De acum încolo am de gând să postez de 3 ori pe săptămână sau de 2 ori, depinde, la ora 7 seara. Zilele încă nu m-am gândit, puteți să-mi scrieți în comentarii când vă e vouă mai comod. Eu ziceam la ora 7, dacă vreți voi mai târziu, mai devreme, puteți să-mi spuneți jos în secțiunea de comentarii. Și nu o să mai facem jocuri din astea gen cu poveste în shit. O să jucăm mai mult GTA mods, dacă mai găsesc ceva moduri GTA online, și ceva sketch-uri ce mai fac eu, și cam atât, pentru că văd că astea vă plac. Și dacă postez ceva ce nu vă place și nu o să prindă, nu are rost. Da, cam asta a fost și cu acest episod. Cu un nou video s-ar putea să ne vedem duminică de la Festivalul Științei. Și o să mai am un plan câteva colaborări cu câțiva vloggeri, totul e secret momentan. Dar o să postăm în weekend și săptămâna viitoare pe la început niște videouri foarte, foarte interesante pe care aș vrea să nu le ratați și să-mi arătați că voi încă sunteți acolo și să, nu știu, poate strângem mai multe like-uri la acele episoade, pentru că în ultima vreme canalul a scăzut foarte, foarte mult. Da, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!